În perioada 12-18 noiembrie a avut loc la Hanovra, în Germania, cea mai mare expoziție de mașini agricole din lume. 2803 expozanți și 450.000 de vizitatori, Agritehnica și-a extins și mai mult rolul de lider în industria agricolă și de utilaje agricole. Cifrele sunt impresionante dacă stăm să ne gândim la faptul că spațiul expozițional a fost de 394.000 de metri pătrați. 7 zile de evenimente, conferințe și congrese, dar și prezentări ale inovațiilor din diferite domenii au ținut treaza atenția lumii agricole mondiale. AgroTV, singura televiziune de agricultură din România, a participat și în acest an la Agritehnica pentru a le oferi telespectatorilor toate informațiile și noutățile legate de piața mașinilor agricole și nu numai. Surprinzător că suntem aici, nu? Probabil că nimeni nu mai credea că o să reușim. Este într-adevăr al doilea an. Am fost prima oară prezenți în 2015 datorită sprijinului pe care ni l-au oferit colegii noștri din FEPA și, bineînțeles, cu sprijinul Ministerului. Firmele, sper eu, să fie mulțumite, deși, din păcate, a fost puțin timp pentru promovare, dar, așa cum spuneam întotdeauna, dacă vrei ceva, reușești, poți. Am stat de vorbă cu câțiva dintre colegii noștri din standul României, sunt cele 7 firme producătoare, care ne-au spus că dacă ar fi fost să se ia după prima zi, cred că după prima jumătate de zi ar fi vândut tot ce aveau în stand. Numai că n-au voie să vândă, trebuie să le ducă înapoi acasă. Eu sper că a fost... Dar se pot face contract. Asta clar. Câțiva dintre ei vin a doua oară. Avem și firme noi care vin pentru prima dată. Marea majoritate este impresionată, dar știm că de la impresie până la a face un contract mai durează puțin. Eu sper că toți cei care au fost aici până în acest moment în care noi stăm de vorbă au fost mulțumiți. Aseară am avut surprinzător seara românească. S-a vorbit românește, s-a ascultat muzică românească, s-a mâncat românește de la producătorii români care ne-au sponsorizat, care ne-au ajutat, ne-au sprijinit. Le mulțumim foarte mult tuturor. Dar trebuie să mergem mai departe și trebuie să încercăm să facem niște progrese în acest sens, să încercăm să ne dăm seama că și noi avem producători buni, că putem să creăm plus valoare, să nu mai fim exportatori numai de materie primă și acest lucru putem să-l facem și noi, ca simpli cetățeni, consumând produse românești, ceea ce am făcut și noi aseară. Colegii din Germania care au fost invitați și au venit în număr mare, mă așteptam, dar nu atât de mare ca număr, au fost impresionați. Mâncare foarte bună, mâncare sănătoasă, deci știm să facem și noi lucruri, numai că trebuie să arătăm lumii că știm. Să ieșim în lume. Să ieșim în lume, da. Sau să ieșim corect, așa cum trebuie. Am stat de vorbă cu câțiva producători mari, care sunt prezenți și la noi în țară prin dealeri și sunt foarte mulțumiți. S-au făcut multe progrese din punct de vedere și logistic, pentru că poate ați sesizat sau nu, nu mai este ștau, cum se zice în Germania, adică a fost foarte puțin ștau. Poliția și toți cei care sunt implicați reacționează și colaborează foarte bine. Sper că și în România să reușim în scurt timp să facem acest lucru. Deci dacă firmele mari au văzut, ele văd și sunt foarte sensibile. Cu cele mici n-apucăm tot timpul să vorbim. Știți că întotdeauna îi vizitez pe cei mari și pe urmă ajungi și la cei mici. Mă refer cu standuri mici. Dacă cei mari au sesizat acest lucru, înseamnă că nu este un trend pozitiv. Nu ne culcăm pe ureche că suntem cei mai mari. Este cel mai mare târg de mașini agricole din lume, Agritehnica. Asta mi-au spus-o colegii mei, că niciodată nu trebuie să te liniștești când ai ajuns pe locul întâi. Trebuie să mergi mai departe și să încerci să fii mai bun de fiecare dată. Și asta o dovedește întotdeauna de la an la an prezența celor care sunt la Agritehnica și anul acesta în jur de 2900 de expozanți. Îmi spunea cineva că sunt mai puțin decât acum 2 ani. Cred că sunt puțin mai puțin, pentru că între timp au avut loc tot felul de achiziții, au loc fuzionări și atunci exact numărul de expozanți poate să scadă, însă suprafața este aceeași, cea despre care vorbim, întreg complexul este ocupat, sunt 400.000 de metri pătrați de hale. O mică parte ați văzut și pe exterior, este vorba de sectorul forestier, partea de horticultură foarte bine dezvoltată în cadrul expoziției, dar cel mai impresionant anul acesta este salonul System & Components, dedicat pieselor de schimb, dedicat softului pentru agricultură, care crește de la an la an, anul acesta având, cum spuneam, două pavilioane, două hale, hala 15 și 16. Noi sperăm că toți cei care ne-au vizitat vor reveni. Spuneam, un aflux foarte mare de fermieri din România cu care ne-am întâlnit.
Toată lumea și-a dat întâlnire la Agritehnica și chiar astăzi am avut o discuție cu colega noastră care se ocupă de târgul de horticultură, Hortitehnica se numește, de anul viitor, și mi-a spus că n-a prea putut să vorbească cu nimeni pentru că toată lumea a zis după Agritehnica. Ne vedem, ne auzim, stabilim, semnăm contracte după Agritehnica. Este un pic complicat să transmiți așa în câteva vorbe ce se întâmplă la Hanovra. Noi tot timpul încercăm să explicăm oamenilor, chiar dacă nu toți au posibilitatea să se deplaseze, deși aici, în aceste zile, am întâlnit extraordinar de mulți români, așa mulți români ca și în acest an nu am întâlnit niciodată, ceea ce îmi face o mare plăcere, o mare bucurie pe de o parte, pe de altă parte constat că este nevoie mare de informare și este nevoie mare de cunoștințe și de tehnologie până la urmă. Probabil că resursele de capital sunt un pic crescute și atunci acest capital, iată că se îndreaptă către zona lui firească, către investiție. În al doilea rând, din ceea ce privește tehnologia, sigur, așa cum spuneam și în prima zi, la prima noastră întâlnire, după acest târg te duci acasă cu sentimentul că în România mai avem încă mult de lucru, mai avem de clădit, chiar începând de la școală, puncte de lucru, service, puncte de piese de schimb, pornind de la aceste lucruri simple până la aduce tehnologia de vârf în ultimul colț din toată România, din vârful dealului până în Luncă sau în absolut unde există viață și agricultură. Este complicat să avem o concluzie așa unitară, dar mă duc încă o dată acasă cu sentimentul că în România se întâmplă lucruri și suntem pe trendul pozitiv. Am văzut, v-am spus, mulți români, ceea ce în fiecare stand am văzut foarte mulți români, adică toți reprezentanții din România sunt aici, au avut foarte mult de lucru, ceea ce denotă faptul încă o dată că dorim să evoluăm. Evoluăm, sperăm să ajungem la nivelul celor care expun aici, dar mai avem mult de muncă. Mai avem foarte mult de muncă și vreau să îmi spuneți și din perspectiva producătorilor agricoli, cât de departe suntem noi de cei din vest? Din punct de vedere tehnologic, să știți că în România există zone unde s-a investit foarte mult și există tehnică de vârf. Adică nu putem să spun, sigur, sunt doar, nu putem spune că e un fenomen de masă, dar există și sunt multe situații în care s-au dezvoltat tehnologii foarte deștepte. Chiar am întâlnit într-un stand aici mașini produse special pentru oameni din România care au avut cerințe și producătorii s-au aplicat, ceea ce mi s-a părut foarte interesant, pe de o parte și pe de altă parte și faptul că noi, ca și români, venim și facem propuneri care sunt luate în seamă. În ceea ce privește acest nivel înalt de tehnică, multe dintre aceste dezvoltări se validează în România, pentru că în România se lucrează foarte mult, se lucrează intensiv și am mai spus-o și cu alte ocazii. Dacă în Germania un tractor ajunge după 5 ani să aibă căderi și să aibă probleme legate de concept, de fiabilitatea legate de material, de execuție, în România acest lucru se întâmplă după 2 ani, pentru că încărcarea este mult mai mare. Deci noi suntem conectați ca și țară, ca și sistem agricol la fenomenul european și sigur că, da, încă o dată, atâția români care sunt aici, de-aia au venit să vadă și să ducă acasă tehnologie. O ediție reușită dacă stăm să ne gândim la faptul că cei care și-au depus candidatura au obținut 2 medalii de aur și 29 de argint. Sunt lucruri care țin de cercetare, de inovație în fond și la urmă. Așa este. Inovațiile prezentate sunt rodul unei munci asidue. Fiecare firmă are în spate o bună istorie, pe de o parte, și pe de altă parte un compartiment de cercetare, dezvoltare, inovare, care cu asta se ocupă, iar medaliile, nu, de fapt toate inovațiile propuse sunt noutăți. Toate aduc ceva în plus. Doar că nu au primit medalii, dar asta nu înseamnă că nu au în spate mii de ore de muncă, mii de oameni care s-au gândit și au creat progres până la urmă, chiar dacă nu au primit medalii, nu așa, nu trebuie gândite lucrurile. Sigur, au fost doar 2 medalii de aur, dar a fost ediții cu 7 medalii de aur sau chiar 9 medalii de aur, poate a fost un pic cam inflaționar, dacă e bun corect termenul, acest număr de 9 medalii, dar
Pe de altă parte, reprezintă și răspunsul pieței. În condițiile în care prețurile produselor agricole sunt într-o variație continuă și nu întotdeauna pozitivă, în condițiile în care clienții au și alte probleme legate de desfacere și de depozitare în general a produselor agricole, sigur că nu pot tot timpul să investească și atunci nici și cererea este mai mică, iar companiile răspund până la urmă unei piețe sau cerințelor unei piețe. România participă pentru a doua oară consecutiv cu un stand național la Agritehnica. Anul acesta, spre deosebire de ediția precedentă, în care țara noastră s-a prezentat doar cu pliante și materiale video, au fost expuse utilaje agricole, toate de producție românească. Pavilionul României la Agritehnica 2017 este organizat de Patronatul din Industria Construcțiilor de Mașini și Instalații pentru Agricultură, membru al Federației Patronale în Industria Construcțiilor de Mașini, cu sprijinul direct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin programul de promovare al exportului românesc. Domnilor și domnilor, România participă anul acesta la Hanovra, la Agritehnica, cu numai puțin de 7 firme. Sunt multe, sunt puține, rămâne să apreciați dumneavoastră. În evoluția tehnicii mondiale, România caută să țină pasul. Nu este simplu, nu este ușor, numai că vremurile din ziua de astăzi impun anumite standarde. Cât de pregătiți sau nepregătiți sunt producătorii români, rămâne să aflăm în minutele următoare. Vreau să ne spui câteva lucruri legate de pavilionul României și despre felul cum este el perceput de către expozanți, dar și de către vizitatori. În primul rând, acum 2 ani s-a organizat prima dată un pavilion al României la acest târg. Și la momentul respectiv a fost totul luat din pripă, în sensul că la un târg de talia acestuia toate alocările de spații se fac de cu 2 ani înainte de începerea ediției respective. Noi acum 2 ani n-am mai putut să facem treaba asta, iar reprezentantul României în România al organizatorului extern de Leghe a avut marea bunăvoință și ne-a sprijinit cu spațiul lor, care și-l opriseră pentru ei. Așa am ajuns la acest târg cu 7 producători la momentul respectiv și atât, punct, cu pliante și televizoare. Am fost fericiți că am reușit să venim într-un astfel de târg și să vadă lumea că există și în România un interes în sensul ăsta și producătorii de utilaje agricole. De data aceasta, la a doua ediție, ne mândrim cu rezultatul de a veni cu utilajele aici. Este un pas foarte mare pentru noi și stresul și toate eforturile au fost extraordinare, dar important e că am reușit să ajungem aici și să facem acest lucru. Ei sunt foarte mulțumiți. În primul rând, interesul vizitatorilor, să zic, dar având în vedere că primele 2 zile au fost pentru specialiști și pentru ceilalți expozanți din târg, interesul a fost foarte mare. Puteam să vând fiecare utilaj de câte 3 ori. În prima zi, deci nu vorbim de până azi. Și lumea a fost foarte plăcut surprinsă să descopere România cu utilaje la târgul ăsta. Asta pe de o parte, vorbind de firmele sau de vizitatorii străini. Vorbind de vizitatorii români, fermierii noștri, de asemenea au început să vadă că și în România se produc utilaje agricole, să ia în seamă acest lucru și chiar să-și pună problema că poate ar fi de interes să se orienteze și către firmele românești. Pentru expozanți, că m-ai întrebat cum văd ei, pentru ei este cea mai mare realizare. Parte dintre ei ar fi venit și fără standul României, dar costurile ar fi fost mult mai mari, nici nu se poate face o comparație. Deci programul ăsta îi ajută foarte tare.
Față de ediția precedentă, mi se pare ceva mai mare, mai bine organizată. Bine, este prima oară când participăm ca și expozanți. Până acum am fost vizitatori. Iar ca și produs, am venit cu Agrisac GD3500, o mașină autopropulsată de erbicidat, adresată în special pieței românești, mașină făcută după nevoile fermierului român. Cum sunt apreciate produsele pe care dumneavoastră le oferiți de către publicul prezent aici la Hanovra? Neașteptat de bine. Am avut chiar vizită pe stand din partea concurenței, au fost uimiți, s-au declarat mulțumiți și plăcut impresionați de ceea ce au văzut pe standul României. Sunt capabili producătorii români să țină pasul cu tehnologia, dacă ne raportăm la ceilalți competitori din vestul Europei și nu numai? Atâta timp cât au voință, da. Pentru noi este pentru prima dată când participăm la acest târg și pot să spun că chiar este benefic, foarte mulți vizitatori. Am venit cu produse pentru industria agricolă, o parte dintre ele, și o parte pentru industria generală. Roți, role, cilindri acoperiți cu poliuretan și cauciuc. Sunt apreciate produsele dumneavoastră? Publicul vizitator și-a îndreptat atenția către ele? Da. Acum acest târg este mai mult pe segmentul agricol. Avem anumite repere care sunt pentru acest segment. Noi suntem relativ de vreo 5 ani pe această piață. Încercăm să intrăm mai mult prin participarea la târguri. Sperăm ca acest târg să ne aducă un plus în vânzări. Este prima oară când vin la Agritehnica, n-am mai fost. Noi am început anul trecut în martie, deci n-am prins ediția anterioară. Mi se pare extrem de incitant. Produsul pare să fie de interes pentru cei care produc silozuri, pentru că este unic. E singurul produs pentru silozuri de monitorizare și automatizare compatibil cu orice marcă de siloz. Și se pare că suntem inovativi la modul, avem o soluție mai avansată chiar decât cei mai vechi de 20-30 de ani în piață, care expun aici. Sunt apreciate produsele? Ați avut parte de foarte mulți vizitatori? S-au legat și ceva contracte? Contracte nu pot spune. În schimb și-au manifestat interesul de a face o colaborare. Deci cumva e într-un stadiu incipient. Urmează să vedem dacă se și concretizează. Dar eu sunt convins că o parte din ele se vor concretiza, la cum văd feedback-ul din piață. Cred că cel mai potrivit cuvânt este impresionat. Este un târg enorm de produse pentru industria agricolă și sunt chiar bucuros că am participat la acest târg. Este un mod de a promova produsele și pe plan internațional, dar și intern, având în vedere că au fost și foarte mulți români prezenți la acest târg. Mulți dintre ei au fost foarte impresionați de prezența produselor noastre la acest târg internațional. Cu ce produse ați venit aici? Am venit în principal cu produsele noastre tradiționale, care au cea mai mare vechime ca produse. Mă refer la cele utilaje fitosanitare, pe care le producem din aproape 20 de ani. Și avem o experiență destul de vastă în producerea lor. Colaborăm foarte bine cu anumite firme din străinătate și multe componente din aceste utilaje sunt la nivel mondial ca și calitate. Ca și produse, prezentăm produsele tradiționale, pompele de injecție vechi pentru tractoarele românești, dar și pentru tractoarele de pe celelalte piețe, în special pentru Germania. Vorbim despre aplicații ca John Deere, Steyr, Case, Ford, New Holland și altele. Agritehnica de anul acesta este o ediție mai bună ca cea de acum 2 ani. Am avut vizite din țări precum America de Sud, din Europa, din țările scandinave, țări sau, să spunem, piețe țintă pentru produsele Mefin.
Sunteți mulțumită de cum a decurs ediția de anul ăsta? Vreți să participați și la o altă ediție, la cea din 2019, dacă va mai fi posibil? Sigur că da. Cu ajutorul Ministerului și a Federației FEPACM, orice prezență sau orice ieșire a firmelor românești la târgurile internaționale este o bună oportunitate pentru promovarea României și a produselor noastre. Suntem încântați de atitudinea și de speech-ul pe care l-au avut partenerii și sperăm noi potențialii parteneri cu care am discutat. Am adunat câteva contacte din Germania și nu numai, contacte pe care dorim să le dezvoltăm. Suntem fericiți și încântați de atitudinea pe care au avut-o pentru produsele noastre. Noi, cum vă spuneam, suntem un producător nou de remorci ca cele din spatele nostru și atitudinea lor a fost pozitivă. Am avut un feedback tehnic pozitiv din partea lor. În rest, ce să vă pot spune e că avem câteva contacte și când vom ajunge acasă, cu siguranță ne vom dezvolta. Într-adevăr, particip la toate târgurile și naționale și internaționale. Și în anul acesta, acest parc industrial, care e unul dintre cele mai mari din lume, e deosebit de interesant pentru că marile companii producătoare de tehnică agricolă se întrec între ele pentru a obține medalii, pentru a obține performanță, pentru a veni cu ceva nou. Iar noi, fermierii, aici trebuie să fim atenți, să selectăm cu ce trebuie pentru solurile românești, ce se adaptează mai bine în România, la calitate-preț, și ce e bun pentru agricultura de mâine și de poimâine, respectiv agricultura viitorului, care să fie o agricultură ultra-performantă, cu costuri reduse și consumuri energetice de asemenea reduse. Ați pus ochii pe un produs anume? Doriți să achiziționați ceva cu prilejul târgului sau ați venit numai să vă faceți o idee și ulterior să-l cumpărați, să-l achiziționați? Ca de fiecare dată, completez parcul meu de echipament agricol cu ceva care apare nou, care e eficient. De data aceasta aveam un deficit la echipamentele agricole legate de prelucrarea solului și m-am oprit, nu știu dacă trebuie să spun firma. E o firmă germană care an de an face lucruri deosebite, lucruri fiabile, lucruri deosebite, încât la o trecere reexecută 3-4 lucrări. Deci economie de combustibil, conservare a apei în sol, lucruri ceea ce ne dorim. Practic pentru tehnologie viitorului de a lucra și de a conserva apa în sol. Fermierul român, în primul rând, e foarte inteligent. Bine pregătit profesional, singurul handicap al lui că n-are încărcătura tehnică și tehnologică la zi pentru a lucra solul. Dar România este înzestrată de bunul Dumnezeu cu un sol la scară mondială 22% față de 11% soluri bune și foarte bune. Sigur că trebuie lucrate la timp, practic în țările cele mai dezvoltate lucrează în ore și în zile. Noi lucrăm încă în luni, dar avem un decalaj foarte mare de producție, deci avem unde să mergem mai departe pe acest flux tehnologic pentru a câștiga potențialul biologic al fiecarei culturi în parte. Deci Agritehnica a ajuns la un nivel extraordinar, aproape că nici nu poți califica atât utilajele cât și prezentarea. Nu este ceva care să zici că nu poate satisface agricultura în acest moment. Merită să faci efortul de a fi aici? Merită, normal, pentru dacă vrei să fii în ritm cu tehnica la zi, trebuie să vii aici să vezi. Dumneavoastră doriți să și cumpărați sau ați venit numai să vă informați? Deci am venit să cumpărăm, logic. Dacă nu ești informat, nici nu știi ce să cumperi. Deci vreau să mă modernizez pentru că am avut utilaje, deja sunt destul de vechi, au 6-7 ani de vechime, deja trebuie să cumpăr o altă flotilă de utilaje. Ce fel de utilaje doriți să cumpărați? Tractoare, în general, o combină de sfeclă, am fost la firmele de sfeclă și am văzut utilaje de ultimă oră, avem mașini vechi, ne chinuim cu ele, să încercăm să luăm nou. Sunt pentru a doua oară la Agritehnica, târgul este interesant, foarte interesant din toate punctele de vedere, depinde ce urmărești, ce vrei să afli, pe ce domeniu te interesează.
Dumneavoastră ați venit să cumpărați, să vizitați sau ați venit să vă faceți doar o părere? La un târg de o asemenea învergură, indiferent numai că vii și ai ce învăța, ai ce vede, ești deja în pas cu lumea, ești deja în pas cu ceea ce se întâmplă nou într-un anumit domeniu pe care tu îl urmărești sau te interesează. Iată că și România are de data aceasta un stand, 7 firme au venit aici cu produse. E bine de știut pentru cei care sunt la Hanovra în perioada aceasta și pot vizita și pavilionul românesc. Vorbeam noi despre produse, vorbeam despre tehnică, vorbeam și despre inovație în același timp. Spuneți-mi dacă au fermierii români capacitatea de a cumpăra utilajele astea și cât de mare nevoie este de ele? Agritehnica la ora actuală oferă o gamă completă, pot să spun, de toate utilajele de care ar fi nevoie într-o fermă. Nu trebuie uitat că fermierul trebuie să țină pasul întotdeauna cu tot ce apare nou pe piață, cu tot ceea ce este interesant atât pentru el, cât și pentru activitatea din fermă, ca profitul până la urmă să fie cât mai mare. La Agritehnica găsești tot ce vrei, numai să fii interesat și să cauți.